După finalul meciului cu ASEA Târgu Mureș de aseară și acel devastator 1-5 de pe Marin Anastasovici, jucătorii astrei au făcut pe supărații și n-au mai acordat interviuri ziariștilor. Obligat să vină la conferința de presă de după meci, tehnicianul Marius Șumudic a vorbit de oboseala acumulată deja de giurgiuveni, care au revenit vineri din Scoția, după un drum cu avionul de aproape 5 ore, care le-a pus mari probleme, dar una peste alta Șumudic și-a asumat eșecul. N-a mers nimic bine. Nu, un eșec usturător, rușinos pentru echipa noastră. Nu știu dacă am trăit, cred că odată când eram la Bistrița, în cariera mea de fotbalist, am mai pierdut, deci antrenor la Brașov. Deci este prima înfrângere la Astra, prima înfrângere a mea, dureroasă, dar ar trebui să ne aducă cu picioarele pe pământ, fiindcă dacă vom avea aceeași atitudine, cu siguranță nu ne batem nici la play-off, ne batem la play-out și nu ne calificăm nici cu Inverness, fiindcă sunt niște greșeli impardonabile pe care le facem. Luăm gol iară din fază fixă, lipsă de marcaj. Al doilea gol, o greșeală a lui Silviu Lung, ok, greșeală de portar. Încep jocul minutul 10:02. Asta, cât aș antrena eu și cât aș vrea să fac, e destul de dificil. În afară de problemele astea, la golul 3 iară pierde mingea foarte ușor la centru. În fine, nu, în afară de problemele astea, sunt mari probleme în alcătuirea lotului. Deci, în momentul de față, stăm în 19 jucători de câmp cu 2 copii. Ducem lipsă de atacant, încercăm să aducem atacant, să găsim, vedeți și dumneavoastră, joci cu Budescu, atacant, joci din două zile cu Budescu. Nu se poate, trebuie să, așa, Teixeira la fel, dar l-am adus, trebuie să joc cu el din două zile. Este foarte greu, am zburat 4 ore cu avionul, s-a terminat meciul, am dormit 2 ore, am plecat înapoi cu avionul 4 ore. Din 3 zile e greu să tragi doar pe câțiva jucători, trebuie să ai un sistem de rotație. Am pierdut amândoi fundași și centrale astăzi. N-a jucat nici Găman, nici Geraldo. S-a văzut clar, amândoi cu gleznele butuc. Plus că am pierdut jucători de valoare față de anul trecut, că toată lumea m-a întrebat care e diferența între meciul de anul trecut și meciul de anul ăsta. Păi anul trecut am pierdut un Laban, am pierdut un Ben Youssef, am pierdut Ali Bek, care nu joacă, am pierdut Florescu, deci am pierdut jucători. Și nu e ușor în momentul în care și joci din 3-3 zile. Au fost mai proaspeți ca noi, mult mai agresivi și au dorit revanșa și față de anul trecut. Îi felicit, au meritat victoria. Îmi pare foarte rău modul cum am pierdut și cred că toată lumea trebuie să fie supărată, fiindcă de la A la Z toți suntem vinovați pentru această înfrângere. Ne-am uitat pe niște site-uri așa și titlurile erau cam că ați luat o palmă și referi la 5 goluri și față de meciul de acum 2 luni. Și dacă pierdeam cu 1-2-0 pe mine, e adevărat că mă deranjează modul de cum am pierdut. Dar și dacă pierdeam cu 1-2-0, tot 3 puncte erau un... Asta e. Îi felicit. Foarte bine. Eu le-am dat o palmă acum o lună și ceva, ei mi-au dat-o înapoi astăzi. O primesc, ce să fac? Asta e, trebuie să fim demni și să avem demnitate, să apărăm în fața presei și la toată lumea, să spunem când suntem vinovați. Îmi asume eșecul, nu este vinovată echipa, eu sunt cel care sunt vinovat în momentul de față. Mai departe, voi spăla rupel fele în familie, fiindcă așa e frumos, nu trebuie să vii în fața presei și acum să încep să acuzi în stânga și în dreapta, nu fac... Diferență de atitudine totuși față de acum 2 luni? Clară, și diferență de atitudine adversarul nostru mult mai proaspeț, mai agresiv și au dorit mai mult victoria, v-am spus. Deci din punctul ăsta de vedere, au meritat victoria, indiscutabil, dar cadouri făcute. Deci n-am văzut în viața mea, nici dacă era 24 decembrie astăzi, nu cred că se întâmplă lucrul ăsta. Așa cadouri să faci, mi-aș dori și eu ca echipă să primesc cadouri de genul ăsta. Nu vreau să vă supărați, dar Sepp se spunea atunci de o valiză, dumneavoastră ați negat. A fost vorba de vreo valiză atunci? Păi întrebați-l pe Sepp, de ce m-a întrebat pe mine? Antrenorul ardelenilor a vorbit despre victoria elevilor săi, fără a aduce aminte de vreo răzbunare, nesocotind că victoria usturătoare în fața giurgiuvenilor ar fi o palmă întoarsă pentru eșecul din ultima etapă. Se vorbește despre o palmă dată astăzi după meciul de acum 2 luni, când probabil ASEA-ul a făcut un pas greșit către titlu. Nu. Chiar le-am spus băieților, al joc astăzi trebuie să fim concentrați 100%, pentru că știam că vom întâlni un adversar bun, chiar foarte bun, cu jucători foarte buni, care au venit și cu moralul bun, câștigând în deplasare, nu în cupele europene, dar din fericire am făcut un joc foarte bun pe toată durata partidei și zic că
A meritat cu prisosința această victorie, chiar dacă scorul a fost prea mare, nu? Am jucat foarte bine astăzi. Văzând și probabil ați văzut și noastră meciul de acum două luni, a jucat ASEA-ul mult mai bine decât atunci sau ASEA mult mai slab? Că atunci a vorbit de stimulente venite din afară. Nu cred, deci eu zic că am făcut un meci bun. Am marcat repede și golul al doilea, nu? Am primit acel gol, dar am revenit, am făcut 3-1. A doua repriză ne-am așezat bine, nu? Să plecăm pe contratac pentru că știam că trebuie să vină peste noi. I-am surprins, am marcat încă două goluri. Încă o dată, pe total sunt foarte mulțumit de băieți. Iar zici dublă primul meci, nu? Da, eu l-am avut pe Filip și când am aflat că e liber, chiar i-am zis la Bogdan Mara. Și Bogdan e adult cât mai repede pentru că știu ce jucător e, în primul ce caracter. Pentru că jucătorul în primul trebuie să fie caracter. A venit, a jucat foarte bine, chiar mă bucur pentru el. Băieții l-au primit foarte bine și lucrul ăsta e foarte important. Acum două săptămâni toată lumea spunea că se desfințează clubul, acum sunteți lideri. Știți cum e, multă lume ne-o cânta prohotul, nu? Așa se zice, dar încă o dată, șefii mei, ei știu mai bine ce și cum și eu sunt sigur, chiar foarte sigur că se vor rezolva aceste mici probleme și vom merge mai departe pentru că trebuie să ai liniște ca să faci performanță. Ați antrenat o echipă bună din Liga I, CFR Cluj, să dea tot la titlu. E echipa mai bună acum? Sunt condițiile mai bune financiare? Nu pot, sunt două echipe foarte bune și CFR e un loc bun și ASEA avem un loc foarte bun. Încă o dată, sunt două echipe bune ale campionatului. Mai lăsați acest loc 1 până la sfârșit? E foarte greu, au trecut doar două jocuri. Încă o dată, important e să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne facem treaba la fel de bine cum ne-am făcut-o, să zic, în ultima săptămână de când este aici, să rămânem modești. Și, dar acum îi cunosc eu pe băieți, sunt sigur că nu vor fi probleme. O greșeală și din partea lui Stănciu, o greșeală și din partea lui Lung? E normal, e de apărat foarte bine, chiar dacă a fost, să zicem, așa mică greșeală. N-a fost nicio problemă, se întâmplă. Vor fi meciuri în care sigur că el ne va câștiga puncte. Îndoie, pleacă la Petrol? Sincer, nu știu, așa am auzit de la dumneavoastră. Acum, staful medical m-a anunțat acum 4 zile care o întors la genunchi, el nu s-a antrenat. Sincer, chiar vă dau cuvântul meu, că nu știu nimic. Se tratează la Ploiești? Nu știu, sincer, nu știu. Acum am aflat înainte de la colegii dumneavoastră. Și... Sigur că da, e jucătorul nostru. Avem nevoie de fiecare jucător care e sub contract cu ASEA. Vreau să vă întreb și de un jucător pe care l-a Steaua, pe care, dacă nu mă știu, dumneavoastră l-ați adus la ce? Da, Cătălin. Da, un jucător tânăr, de mare perspectivă, chiar a jucat. El a venit mai târziu, dacă țin aminte, în septembrie, a jucat câteva meciuri spre final. După ce am plecat, eu am văzut că a jucat meci de meci titular. Jucător bun, sper să se integreze cât mai repede. Îi doresc multă baftă, pentru că mergi la Steaua, nu? Steaua-i Steaua, ați văzut și cu Tadei bine s-a integrat. Da? Când ai un Chipciu, un Stanciu, un Adi Popa lângă Tadei, se integrează și jucătorii mai devreme. Se glumea că pare așa, și la figură seamănă puțin cu Tama și pare mai tânăr, un Tama și mai tânăr. Cine? Cătălin, da, e mai tânăr, nu? E mai tânăr și Tama și un jucător foarte bun. Seamănă, sper, numai la joc. Da, asta nu mă pot pronunța, dar sunt și Gabi Tama și un jucător foarte bun, părerea mea. Steaua cumpără tot mai mult de la CFR Cluj, erau acolo un grup de jucători buni care s-o ajute în continuare? Sigur sunt, Camora, un jucător foarte bun la CFR Larie, jucător foarte bun. Sergiu Negru sunt un jucător foarte bun de viitor. Sunt CFR are jucători buni. Cum mi s-a părut începutul ăsta de Liga I? Ați mai concentrat de valorile? Echilibrat, nu? S-a văzut, rezultatele n-au fost, mai ales în prima etapă. Acum scoruri strânse, nu? Fiecare echipă își dorește cu play-off și play-out. Important e să câștigi la început cât mai multe meciuri, să fie acolo sus. Jucătorii care au rămas la echipă au spus ceva de Steaua, îi așteaptă cu nerăbdare? Nu, noi nu vorbim de Steaua. Fiecare ne vedem de treaba noastră. Asta e cel mai important lucru, să respectăm adversarul, de fiecare dată să fie fair play și să ne facem treaba cât mai bine. Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu a oferit sportivilor locali mai bine de o lună de fotbal în cadrul campionatului sugestiv intitulat Uniți prin Fotbal. Competiția a fost găzduită pe terenul cu gazon natural din strada Plopilor și vineri seara a propus spectatorilor finalele campionatului. Pentru locurile 3 și 4 s-au întâlnit echipele Posesu și Videle și după un meci frumos și disputat, medalia de bronz a fost câștigată de echipa Posesu cu 10-7. Discutăm cu golgheterul finalei Mici. Cum a fost competiția? Competiția a fost una foarte organizată și plăcută.
din punct de vedere și sportiv și al echipelor. Supărați că n-ați intrat în finala mare? Nu, deoarece băieții au două echipe foarte bune, foștii campioni naționali, ISU și ceilalți jucători profesioniști. Nu suntem supărați, pentru noi cred că a fost maxim. Ce am plăcut oferi firma fiind numai colegi, numai barman și ospătari. Felicitări! Mulțumesc frumos! A urmat finala mare, parțial disputată în nocturnă, acest capitol fiind de lăudat organizatorii, dar și cei care administrează terenul de sport. De data aceasta s-au întâlnit echipele Vulturii și Salvatorii, meci de asemenea foarte disputat, dar care s-a detașat prin fair play și eleganța jucătorilor. Și pentru că cineva trebuia să-i învingă, a învins echipa Salvatorilor de la ISU, care astfel și-au mai trecut în palmares încă un titlu. Cum a fost competiția? A fost o competiție disputată, într-un spirit de fair play, o competiție frumoasă. Care este secretul succesului vostru? Un grup unit. Și atât. Spune totul. Un grup unit spune tot. Ați jucat mult fotbal împreună? Da, jucăm de mai mult timp. Jucăm din 2006. Pe lângă reprezentanții Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu, care au fost organizatorii competiției, la festivitatea de premiere a câștigătorilor au participat și reprezentanții sponsorilor acestui eveniment, respectiv ai grupului de firme Nova Force și ai televiziunii Giurgiu, dar și deputatul Florian Nicolae, care a susținut sportivii și întrecerea. Locul 2! Să le dăm și lada de bere, băieților! Locul întâi și felicitări pentru efortul depus și pentru participarea la această cupă. Echipa Salvatorii! Doar campionii bea din cupă! Am participat cu plăcere la festivitatea de premiere a acestei competiții a sportivilor din Giurgiu. Sunt deosebit de onorat să mă aflu într-un cartier din municipiul Giurgiu, mai puțin cunoscut de autorități, dar foarte bine cunoscut de către sportivi, pe un teren de sport natural, în care a fost desfășurată o competiție cu tineri fotbaliști, cu multă pasiune, multă dăruire și o competiție reală, în care a fost câștigată, bineînțeles, de către toți participanții, pentru că așa le stă bine să facă sport și să facă și performanță din sport. Îi felicit și le urez să aibă parte numai de bucurii. A fost o competiție marcată de sportivitate în spiritul fair play-ului, la care au fost premiați și arbitrii, dar și cei care au amenajat terenul pe care s-a disputat întrecerea. Și nu în ultimul rând, organizatorului sau cel care are această bază sportivă foarte frumoasă, permiteți-mi să-i ofer și eu. Vă mulțumim și vă așteptăm la ediția a doua. Eu vreau să vă zic și eu ceva. Pentru mine toți sunteți câștigători și bineînțeles că la următoarea ediție sunt convins că toți veți ieși pe locul întâi. Cum vi s-a părut competiția? O competiție foarte frumoasă, exact ca și în viață. Este minunat să luptăm, iar viața să o luăm ca pe o joacă, dar o joacă mai serioasă așa. Foarte frumos a fost. Această competiție demonstrează faptul că în comunitățile mici se pot realiza evenimente deosebite, tocmai pentru că oamenii se cunosc între ei, sunt prieteni, pot stabili legături deosebite și acestea se realizează în mod deosebit prin sport. Am demonstrat că suntem uniți pentru Giurgiu.